Gata, Dumnezeu. Referendumul de la 29 iulie anul acesta reprezintă posibilitatea constituțională a poporului român de a expune adiori de Amăsescu. Referendumul exprimă voința poporului român pentru trimiterea acasă a președintelui suspendat de Parlament, Parlament reprezentant legitim al poporului. Cetățenii români sunt rugați să vină la vot pentru ca Traian Băsescu să plece acasă, pentru că Traian Băsescu este un personaj negativ pentru noi, pentru toți. Românii știu că Traian Băsescu nu are cuvânt, promite și uită să îndeplinească promisiunile, a încurajat și pardonat corupția și corupții din federal. Traian Băsescu nu este personajul politic care are dreptul să vorbească poporului român despre valori fundamentale precum onestitatea și cinstea. Traian Băsescu a făcut pișniță și are venituri cu mult mai mari decât cele de bugetat. Traian Băsescu a promis țepe pentru corupți, însă statul român, sub regimul său, a fost căpușat de protejații săi și camarila vedelistă. Traian Băsescu a subordonat politic justiția și alte instituții fundamentale, ori de represalii împotriva cetățenilor cu adevărat onești. Traian Băsescu a interpretat Constituția după bunul său plac. A dispus interceptarea telefoanelor. A dispus fabricarea de dosare oponenților politici. A impus un regim autoritar. A înlocuit guvernul și a luat măsuri nebugetate împotriva României. Aș avea de pus câteva întrebări. O primă întrebare vreau să o pun Partidului Popular European. Unde a fost când toate aceste lucruri se întâmplau în România? Ce făceau atunci acești domni care astăzi protestează împotriva statului român? Întrebări pentru Traian Băsescu. Dacă își va da demisia din funcție, în cazul în care va fi înfrânt la referendum, indiferent de scor și indiferent de participarea cetățenilor români la acest referendum. Cred că este important să aflăm un punct de vedere de la Traian Băsescu, pentru că așa vom ști dacă este onest sau nu. De asemenea, l-am întrebat din nou pe domnul Traian Băsescu, de ce nu s-a pus la dispoziția organelor de urmărire penală în cele două dosare în care este inculpat? Fac o paranteză. Cred că România este unicul stat în Uniunea Europeană în care un președinte are dosare penală și este inculpat în două dosare penale. Și o ultimă întrebare. După cum știți, aseară președintele Traian Băsescu a fost la TVR1 și acolo a declarat că i-au luat 2 ani până a înțeles mecanismul de funcționare de la nivelul Consiliului European. Întrebarea este simplă. 2 ani România a fost prost reprezentată și s-a făcut de râs? Ar trebui să răspundă și la această întrebare. Astăzi, domnul Traian Băsescu a trimis, după cum știți, o scrisoare președintelui interimar al României, Crin Antonescu, președinților celor două camere și premierului Ponta, în care vrea să afle care este legislația după care se va organiza și desfășura referendumul din 29 iulie. Cred că dumneavoastră presa ar trebui să îl întrebați înaintea mea. De ce nu cunoaște legea? Ce fel de președinte trăiește în România dacă nu știe ce legislație funcționează în țara pe care pretinde că o cunoaște? Pentru mine este greu de înțeles cum un asemenea om a putut să ajungă în funcția de președinte fără să știe prevederile tale în vigoare. Dar cu aceasta vreau să trec puțin mai departe și să vă spun că la nivelul Uniunii Sociale Liberale se discută despre o anumită oportunitate politică în ceea ce se numește succint pragul electoral pentru referendum.
Mai ales că s-a discutat mult pe această temă. Noi, cei de la USR, avem toată dorința de a pune în acord legea referendumului cu recomandările Curții Constituționale, cu recomandările Comisiei de la Veneția și mă tot puțin de spun Curtea Constituțională, vreau să vă aduc aminte că sunt două hotărâri ale Curții din 2007 și din 2012 complet contradictorii, ceea ce din punctul meu de vedere este nepermis pentru asemenea instituție și cred că Parlamentul este cel care trebuie să decidă legitimitatea cu care un referendum este validat sau nu. De aceea, noi, cei de la USR, vom respecta tot ceea ce se numește practică europeană în materie, vom respecta toată legislația română pornind de la Constituție și așteptăm poziția președintelui interimar Florin Antonescu, care atunci când ne va trimite, dacă va trimite, legea la reexaminare, să ne putem exprima, să putem să avem un punct de vedere. Știți deja că se discută că președintele celor două camere ale Parlamentului sunt gata pregătiți să convoace cele două camere în ședințe extraordinare la începutul săptămânii viitoare. Lucru care, dacă se va întâmpla, ne va permite să ducem la bun sfârșit această dorință pe care ne-am exprimat. Pentru că am înțeles că cel mai deștept cedează, așa cum se numește, în viața populară această atitudine, dar eu cred că în situația în care ne aflăm, noi trebuie să dăm dovadă de înțelepciune, să dăm dovadă de chipzuință, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, ceea ce, din păcate, nu se găsește în curtea lui Traian Băsescu și a PDL-ului, care nu știu trebuie să umple cu pâlga la înalta poate de la USR. Dacă aveți întrebări. S-a discutat în ultimele două zile, practic au fost două propuneri referitoare la referendum venite din partea USR-ului, una a referendumului să fie, chiar dacă nu se întâlnește numărul necesar, să aibă loc o a doua rundă de alegeri. Așa ceva nu s-a discutat în USR, ci este un spot pe care nu știu de unde l-aveți. Domnul Surupăceanu a venit cu această idee și a doua... Deci nu s-a discutat în USR. Și a părerea domnului deputat Surupăceanu, iată totul. Și a doua referitoare la organizarea referendumului în două zile. Este iar o propunere care încă nu s-a discutat în USR. Au fost mai mulți lideri ai Partidului Social-Democrat care au avansat ideea, inclusiv ministrul de interne a spus că dacă se va ajunge la această decizie, va putea fi pusă în practică de către minister. Intenționat să... Este chestie tehnică, se poate pune în practică, dar o decizie în acest sens. În primul rând, o decizie politică și după aceea o decizie administrativă. Dar va pleacă atenția că pentru a se putea organiza referendumul în două zile, este nevoie de o nouă sesiune extraordinară a celor două camere în ședință reunită. Pentru că Parlamentul în ședință reunită a luat decizia ca referendumul să se desfășoare pe 29 iulie. Dacă se dorește ca referendumul să se desfășoare în două zile, atunci e nevoie ca tot Parlamentul să vină cu o altă hotărâre care să modifice această hotărâre. Și pentru a da o discuție în cadrul USR. Sigur, va fi o discuție în USR în acest sens și când va avea o decizie, sigur că o să o afla și dumneavoastră, o să o aflăm toți în această țară. Mai am o întrebare. Ați spus că USR va respecta practica europeană în materie de referendum și Constituția și legile. N-ați vorbit de CCR. Luați astfel în calcul o variantă ca la referendum să nu fie nevoie de acel vorm impus de Curtea Constituțională? Vreau să vă atrag atenția, iarăși, cu tot respectul și cu toată simpatia și prietenia, că noi nu ne putem permite să încălcăm o decizie a Curții Constituționale. Dar, când avem două decizii care sunt complet contradictorii, când avem anume recomandări ale Comisiei de la Veneția, când avem suveranitatea României și reprezentativitatea poporului român prin Parlament, atunci eu cred că decizia finală trebuie să fie luată de Parlamentul României. Dar unii reprezentanți al statului, al poporului român. Sunteți sigur că să avem părere multe personale, dar nu că este important. În cazul USR apare o nouă alianță politică. Alianța de
structura Partidului Național Liberal, cred că nu e nicio problemă, niciun impediment, pentru că există un protocol USL semnat între ACT, adică PNL plus PC, și PSD. Nu este interzis prin protocolul USL ca partidele semnatare ale acordului Uniunii Sociale Liberale să mai facă și alte alianțe mai micuțe. Și toate cuvintele aflăm în cadrul prevederilor protocolului în care cred eu că ne-a mișcat foarte bine de această urmă. Separat, respectiv ACT-ul și ASD-ul s-a funcționat. Regret, nu se bine informat. Conform protocolului, la alegerile parlamentare se candidează numai sub sigla USR. Deci atunci n-ar trebui modificat procesul de tratat? Nu. Cât timp UNPR-ul intră în PSD, acolo e bucățica lui, noi vom putea cu PSD-ul. Există paritate. PNL, ACT, speță, PSD. Ce-i dă PSD-ul că îi dă din poata lui. Deci nu e absolut nicio problemă. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare, frumoase, simple. Singura problemă care o avem este să luăm 70-80%. Să nu luăm mai puțin de 50%, atât care o luăm nu asta. Din ce știu eu, au fost informări pe care le-au făcut cei de la PSD către noi, dar nu e nevoie de consultare. Ca să fim foarte clar și corecți, unii cu ceilalți. Dacă mai sunt alte pe dacă nu mai sunt alte discuții până în continuare. Și mai puțin ca altă. Nu, dar dacă meteorologii spun altceva. Nu pot de protocolii până în nimic, cel puțin. Și parcă și-o pregătea, ți-auzi cu parcă. Asta e trist.